Podul, construit în urmă cu peste 500 de ani, are o lungime de 14 metri. A fost făcut peste pârâul Gârbovanu, la câțiva kilometri de Onești. Potrivit datelor istorice, în fosta comună Borzești, actuală Ștefan cel Mare, s-a născut și a copilărit cel care avea să țină piept otomanilor ani mai târziu. De-a lungul timpului, podul a fost greu încercat și s-a tot degradat. Dacă ar putea povesti, acest pod v-ar spune că sute de ani a fost folosit ca loc de trecere pentru carele care făceau comerț pe drumul sării între Bacău și Ajud, și tot pe aici în anii 60 comuniștii au trecut cu basculantele pentru a construi combinatul de la Borzești. Zeci de voluntari participă la refacerea monumentului. Facem lucrări de îndepărtare a betonului de pe piatră, disruptiv pentru piatră. Noi lăturăm stratul de beton care are o priză foarte mare și foarte dificil de înlăturat. După cum vedeți, cu picamere, na, dălți, ciocane, ne-am dat și peste degete. Podul se află la câțiva metri de o șosea care a fost construită în anii comunismului, când a fost înființat complexul chimic de la Borzești, una dintre cele mai mari platforme industriale din țară. Trebuie consolidat, pentru că existau inclusiv fisuri mari care puneau monumentul în pericol. Nu este o plată financiară, ci sufletească. Restaurarea a fost inițiată de Ambulanța pentru Monumente Istorice Transilvania Sud, care are în derulare mai multe proiecte în zona istorică a Moldovei. Lucrările în acest an vor dura aproximativ 2 săptămâni. Am avut în jur de 20 de voluntari pe zi. Merge foarte, foarte greu. Și solicitam pentru voluntarii care nu sunt neapărat obișnuiți cu genul ăsta de activitate. Am aflat de ambulanță acum 2 ani și am zis să mă alătur. Scopul acestei intervenții și scopul intervențiilor în general de a salva monumentele. Activități diverse, învățăm o grămadă de lucruri noi. Costurile se ridică la aproximativ 50.000 de lei, bani din sponsorizări. Contribuie și autoritățile locale la amenajarea unui drum care să faciliteze accesul vizitatorilor. Alături de biserica de la Borzești și curtea domnească de la Bacău sunt edificii construite în timpul lui Ștefan cel Mare. Sunt cele mai vechi monumente de arhitectură din județul Bacău. Restaurarea unui monument istoric nu poate fi făcută decât sub coordonarea specialiștilor, care trebuie să respecte indicațiile de structură și să folosească materiale cât mai apropiate de cele inițiale.